Așa cum a mai anunțat, sportivii de la Clubul Acvila s-au întors din scurta lor vacanță și s-au apucat serios de antrenament, programul competițional fiind foarte încărcat până la finalul anului. Despre participarea la primele competiții de toamnă am vorbit în rubrica Sport de ieri, iar astăzi dăm câteva file în sens invers și vorbim de palmaresul din prima parte a lui 2015 acestui redutabil club. Am avut rezultate foarte bune anul acesta competițional, atât la jiu-jitsu, cât și la campu, cât și la ușu. Anul acesta am primul campion european la ușu, foarte multe medalii la campu și rezultate mulțumitoare la jiu-jitsu. Rezultate, mă refer aici la medaliații care au participat la campionatul mondial. I-am cerut antrenorului Ion Chelu o părere despre plasarea clubului Acvila la nivel național față de alte cluburi concurente. Noi din afară vedem lucrurile într-un anumit fel, dumneavoastră din sală le vedeți altfel. Unde se plasează clubul Acvila, Giurgiu, la nivel național? Clubul sportiv Acvila de ani de zile se postează între cluburile fruntașe ale sportului național. Din clubul Acvila, an de an, au fost recrutați sportivi și cooptați în loturile naționale de jiu-jitsu, de campo și de ușu. Cât privește pregătirile pentru competițiile importante ce vor urma, antrenorul Acvilei ne-a precizat. Ne pregătim pentru următoarele competiții. După Balcaniadă vom avea câteva competiții naționale. Mă refer aici la Cupa României la ușu. Vom avea campionatul național de campo, competițiile care au rămas de desfășurat anul acesta. Vor mai fi câteva open-uri în România, competiții care deja intră în circuitul internațional. După care vom avea campionatul mondial de jiu-jitsu pentru seniori. Data aceasta noi avem, din fericire, sportivii bine pregătiți și sperăm să obținem rezultate foarte bune și anul acesta.